dragi telespectatori, și în această seară la emisiunea noastră folclorică Dor de cânte gorjenesc. Și nu este o întâmplare că suntem răcite amândouă, pentru că invitata mea specială din această seară este una din preferatele mele, vocile mele preferate, și ca prietenă, și ca om, și ca absolut tot ce ține legat și de muzică. Și îi spun bună seara Elisabetei Vasile și mă bucur din suflet că o am aici invitată. Bună seara, Teo, îi salut pe telespectatorii tăi, pe telespectatorii noștri. Da. Bineînțeles, mă bucur tare mult că tu ai succes cu emisiunea, te-am urmărit, ai avut numai invitați de excepție și tu știi că eu te admir pe tine și poate ți-am dat și sfaturi, dar și tu mie, da? Nu contează diferența de vârstă, important e că tu ai pășit încet, încet, ai o voce bună și ne-am apropiat, așa am devenit și prieteni, așa că mă bucur tare mult că am venit în emisiunea ta și sperăm ca în această seară să le oferim telespectatorilor noștri numai cântece frumoase și să se bucure de ceea ce facem noi aici. Sigur că da, nu am motiv să nu se bucure, pentru că tu, iată, ești o artistă destul de îndrăgită, ai foarte mulți fani și de la copii mici pot să spun că, uite, fiul meu cel mare zice, mie îmi place tăia cum cântă, arată, știi, și nu știe exact cum te cheamă, nu știa cum te numești exact și zice, a, ia e cu ursulețul Betty, de-a zis Betty, că am pus numele după el. Ți-am zis aminte că am povestit că are o ursuleață mică și o cheamă Betty. Și el după aceea și-a adus aminte. Deci nu te știe ca și artist, nu are treabă ca să... Băi, dar acum... te-a reținut. Iată că avem și un telespectator care a intrat în legătură directă cu noi, deși nu am anunțat numărul de telefon, dar îi spunem, alo, bună seara! Pe Rumâine! Bună seara! Eu mă vorbesc cu bătia, dar de la Baia Cata. Am și eu de mic pentru Bastian, sunt scărcare de ziua lui. Vă ascultăm! O melodie de-a lui Doamna Elisabeta. Cum să nu, cu toată dragostea vă transmitem toate melodiile noastre. Pentru sărbătorisima, vă mulțumesc tot și tot ce te-ai. Cu mare drag, vă mulțumim și noi pentru intervenție. Seară frumoasă și la mulți ani sărbătorisima, pentru că astăzi a fost... Sfânta Paraschiva, așa sărbătoare, este. Da, la mulți ani tuturor. La mulți să ani se petreacă în seara asta cu cântecul nostru. Iar eu îi aștept și pe tine și pe colegii tăi și nu pe toți ceilalți. Nu cumva astăzi este născută și doamna Maria Loga? Ba da, la mulți ani. Doamna Maria Loga, i-am urat și pe Facebook cum se urează, da. Așa am transmis și mesaj, cum să nu, acum știi cum este Facebook-ul, este la modă. Cine nu are Facebook, adică și să-și tanti facă. De la țară, să-și facă. Vă pupăm pe toți și vă mulțumim că tot timpul ne răsfățați cu gânduri frumoase, cu mesaje, cu felicitări și datorită dumneavoastră noi existăm. Și ca ce să vezi mai că publicul ești iubită, nostru, mai avem un telespectator pe fir și spunem alo, bună seara. Toată dragostea. Bună seara, Doamna. Bună seara. Bună seara. Nicu Ionescu. Vă salutăm. Aș dori și eu pentru un prieten de-al meu la Sismana, Paul Ioan. De marta am plus 53 de ani. La mulți ani. Pe mapa muzicală. Un cătălăt de doamna Peti. Cu drag, cu drag. O să vă cânt. La mulți ani sărbătoritului dumneavoastră, la mulți ani. Și petrecere frumoasă. Îi mulțumim frumos pentru intervenție. Păcat că nu prea au nici semnal foarte bun și intră în legătură directă mai greuț cu noi, dar... Se mai întâmplă, dar intenția contează, nu? Sigur că da. Ce mai faci tu... Betty, nu ne-am mai văzut de... Nu ne-am mai văzut. Noi de văzut ne-am mai văzut. Două, trei, nu ne-am văzut cu telespectatorii noștri, dar... Uite, ți-am spus că ești iubită. Se pare că spor noroc, Doamne ajută. Haide să spunem alo, bună seara încă unui telespectator. Să rămână, doamna Teodora Pame. Bună seara! Să rămână, doamna Betty, nemicu foarte de la Dăncuie. Bună seara, bună seara și bine ați revenit, domnul Nicu. Bine ați venit în cazul noastră, că nu mai dau drumul în seara asta. Ce doriți în cazul noastră? Toate melodiile doamna Betty în seara asta să fie pentru familia mea, toți prietenii care mă cunosc, pentru dumneavoastră, pentru regie și pentru tot ce se uită la Chet TV.
Cu toată dragostea și pentru doamna Ana, mult iubita noastră soție. O salutăm, o salutăm cu drag. N-aveți acolo o sărbătorită, o paraschivă, ceva? N-aveți nimic în familie? Da. Nu contează. După ce începem să cântăm, încingeți acolo o sârbă, o horă. Da, știți noastră mai bine. Cu mama, jucăm amândoi. Cum să nu? Cum să nu? Cum să nu? Ne bucurăm, ne bucurăm mult că ați intrat în direct cu noi. Să aveți o seară frumoasă și vă mai așteptăm. Da, doamna Betty, mulțumim. Vă pupăm. Betty, presimt că nu să ne săturăm noi în de vorbă. Seara asta o să fie o seară incendiară. După emisiune mergem la Joc și Voie Bună. Trebuie, undeva unde o să cânt eu în seara asta, la un restaurant acolo, știu prietenii. Cred că ar trebui să mai facem 2, 3, 4, 5 emisiuni, să ne săturăm noi de vorbă, așa cum vrem cum noi. Cum vine la mine, episodul 1, episodul 2, știi? Un serial. Facem un serial împreună. Păi da, cum să nu? Ia uite, da? Mai avem un telespectator. Alo, care ne-a sunat. Vedem despre cine e vorba. Alo, bună seara. Bună seara! Bună seara! Oh, bă, ce frumoasă! Bună seara! Bună seara, doamna Pană, și invitatei dumneavoastră, că e o drăguță! Bună seara! Mult mulțumesc! Vreau să toate de Gica de la Novaci. Vă salutăm, doamna Gica! Da! Vreau să toate emisiunea din seara asta pentru mine, pentru moșul bebe al meu. Da! Soții moșul bebe. Am înțeles. L-ați făcut moș, se supără domnul bebe pe dumneavoastră. Nu se supără. Pentru nu? Copiii mei, Răzvan, Alina și Ianis. Să vă trăiască. Pentru doamna Niculina, pentru prietena mea, Mariana. Da. Și pentru domnul Mircea Stepănoiu, președintele Obstii Luba. Îl salutăm și pe domnul Mircea, să fie și pentru dumnealui. Da, și... De ce la emisiunea ceilalți n-ați mai avut emisiune? Lăsați că o să avem în continuare. Acum suntem aici. Nu trebuie să vă speriați. Aici nu mai am muzică, mă uit, că-s bătrână. Am înțeles. O să fie în continuare, totul este bine. Ok. Am avut o mică pauză, un mic concediu. Da, bine, vă mulțumim. Dar am revenit cu cântecul aici la Teodora, la prietena mea, da? Da. Bine, mulțumim. Uitai, cu alta nu te împart, nu știu cum. A, Doamne, știu că fac păcat, nici cu alta nu te împart. Păi cum să... Am tot cerut eu la Dumnezeu. Da, am înțeles, Doamne, da. O să am fie și acea... Dar nu știu acum de la... A, vezi ca e tu, ce știu ce drăguț sunt, vedeți? Doamne, sunteți o scumpă, mulțumim frumos. Eu vă mulțumesc. La revedere. La revedere, toate seară bună. Seară bună. Doamne, cât de conștiincioși sunt telespectatorii noștri. Foarte dacă le place o piesă, că e pe radio, notează. Că o ascult, dumnealor o notează, poate nu țin minte sau rețin un vers acolo și notează, dom'le, cântecul ăla cu sapa, cântecul ăla cu... Foarte, foarte drăguț. E extraordinar, vezi publicul nostru fața căruia noi eu ne înclinăm. Eu voiam să te invit să cântăm, dar după această intervenție cu telefonul o să ne pregătim de cântat. Alo, bună seara! Vă pup și cât de foarte frumoase amândouă. Vă mulțumim. Oh, vai de mine și de mine, ce voce frumoasă, nu-mi vine să cred. Ai recunoscut vocea? Nu. Nu cumva e un domn Ion la telefon sau m-am înșelat eu? Care Ion? Nu știu, poate ne spuneți noastră. Să vedem. Nu sunteți frumoase amândouă. Nana Ion Drăgan. Nana Ion Drăgan, am o ureche... Foarte dezvoltată, domnul coleg. Vă salut cu drag și mă uitam la voi. Chiar cum aveți numai să vă sune. Și el e răcit. Nana, unde ai răcit? Nana, dacă știam că ești în zonă, veneam împreună la Teo la emisiune și făceam un show pe cinste. Lasă că o altă dată, cu mare drag. Da? Bine. Da. O pupăm pe Muma. Ești acasă la Bălești? Unde ești acasă? Da. La Bălești, mă. Așa. Și Muma ce face, Muma? Uite, mă, mai lângă mine. Spune-i că o pupăm și o iubim. Mumăleana, sărumâna. Hai, mă, pup dulce. Sărumâna. Sărumâna, mumăleana, sărumâna. Te pupăm, mumă. Să crește mari, să crește mari. Îl salutăm și pe Ovidiu. Salutăm și finii mei, că eu sunt naș în familie. Și finii, da, și finii. Pa, 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 hai, vă pup, sănătate multă. Și noi, Nana, eu îmi trecare. Mai bine că numai bine, Doamne ajută! Mulțumim de telefon, Ioane, ești un drăguț, un coleg minunat, frățiorul meu mai mare, cum îmi place mie să-i spun. Am doi frățiori mari, pe Cristina Olteanu și pe Ion Drăgan. Ei sunt mai mari cu un an decât mine. Da.
Asta iar tu ești fetița, da? Sper eu că sunt fetița, uitat, sunt da? Declarată fetița, da. Eu și Mariana Palavo, nu? Să te... da, suntem da, fetițele da, tale. Da, da. Ea chiar i-a moșit fetița, deci da. Ne-am și înrudit. Poate nu se știe, mai faci unul și ne rudim și cu tine. Vedem, nu se știe, așa este. Da. Beti, eu zic să ne apucăm păi, de cântat. Asta am și venit. Prima melodie o să fie Ani de dragoste furat, o melodie care încet, încet a ajuns așa la sufletele oamenilor, pentru toți cei care se regăsesc în această piesă. Și în continuare o ascultăm pe Elisabeta Vasile. Ani de dragoste furate,
melodii cântate de îndrăgita interpretă Elisabeta Vasile. Iată că a venit și momentul nostru să stăm de vorbă, pentru că înainte să cânti, draga mea, telefoanele, adică telefonul a luat foc. A luat foc și acum? Și acum stagnat puțin. Da, dar să și anunț numărul de telefon, pentru că nu am apucat. Ne puteți contacta la 0353414410. Nici n-a fost nevoie să... Pe mine m-a amuzat foarte tare faptul că n-a trebuit să-l deja, spun. Bun, e cunoscut și apare și pe... E îndrăgită, oamenii și-au notat frumușel acolo numărul de telefon și le este foarte ușor. Și la fel de îndrăgită ești tu, pentru că acum... Măi, știi cum e și emisiunea și interpretul, știi, toate merg la un loc, ca și noi cu instrumentiștii, ai văzut, nu? Nu putem să facem nimic, unul fără alții. Unii fără alții și iată că avem din nou un telespectator care ne-a sunat și spune: alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Am și eu o dedicație. Da, cu cine vorbim? Mă numesc Mihai. Da. Din Târgu Jiu. Da. Da. Vreau să fac o dedicare pentru tatăl meu. Să primă rugire cu doamna Elisabeta Vasile. Da. Atât. Da. Mulțumesc. Cu mare drag. Bună seara, domnul Mihail, și mulțumim pentru intervenția telefonică. Să fiu sinceră, m-am cam speriat. Da, a avut puțin o voce mai gravă, mai robotizată, așa mi s-a părut. Da, de fapt domnul are vocea mai gravă. Da, domnul are vocea mai gravă și nu este nicio problemă. Da, nu e nicio chestie, se mai întâmplă, poate ți s-a întâmplat și ție să sune cineva cu rele intenții de emisiune, nu? Păi, care pădure fără uscături. Dar noi suntem așa cu inima foarte, foarte largă. Și din nou avem un telespectator. Spune din nou alo! Da. Alo, bună acolo. Seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Lămâița din Coldeni. Doamna Lămâița, vă ascultăm! Vreau să fac și niște dedicații. Da. În primul rând pentru nepoata mea, care a venit acum din Grecia, pentru copiii ei, și aș vrea ceva cu străinătate, dacă se poate. Nu știu, eu nu prea am așa piese cu străinătatea, dar ce o să vă cânt în seara asta, într-una din melodii, poate vă regăsiți și dumneavoastră. Da. Vreau în primul rând pentru soțul meu, pentru fetele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Și pentru toți cei care ne urmăresc să fie. Și pentru toți cunoscuții dumneavoastră, sigur că da. Da, vă mulțumesc frumos, la revedere. Mulțumim și noi pentru intervenție, la revedere. Vă pupa, mulțumim frumos. Iată. Chiar m-am gândit, uite, mi s-a mai întâmplat ca cineva să-mi ceară o piesă cu tema străinătatea, nu? Că foarte multă lume a plecat dincolo, nu pentru că aici duce bine, duce bine, pentru un trai mai bun, nu? Și chiar m-am gândit la o temă. Pe viitorul album o să se regăsească și o piesă cu străinătate. M-am gândit și eu, dar adică și prea multe. La o nuntă, la undeva, la un eveniment, am piese din Ca și tine, când din repertoriu tuturor colegilor noștri mie. Dacă îmi place o piesă de la tine, nu? Aia cu saltea o cânt. Nu? Dacă îmi place, știi, ți se întâmplă ca piesele altui coleg să-ți placă mai mult ca ale tale. Da, de foarte multe ori, nu? Salutăm și pe colegul nostru, pe producătorul nostru, pe Emil Badea. Pe domnul Emil, sănătate, domnul Emil. A venit aici, și bine, ați venit noi. Aici cu noi. Să vă trăiască familia. Și noi vă salutăm, domnul Emil. Domnul Emil. Da. Îl salutăm și pe domnul Nae, că a fost ziua dumnealui și anul ăsta nu l-am sunat să-i spun la mulți. Da, trecut o lună jumate. Nu contează, niciodată nu-i târziu, știi? Da, așa este, niciodată nu este târziu. Betty, am și o curiozitate. Eu, să știți că îi spun Betty din prima, dar înainte să-i pun eu o întrebare, trebuie să mai preluăm un telefon. Telefon. Spune din nou alo. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt doamna Mica Tudin, în Târgu Jiu. Da. Vreau și o dedicație pentru surorile mele, Cita, Inta și Maria. Da. Și pentru copiii mei, Dana și Adi, toate melodiile din această seară de Elisabeta Vasile. O să fie, doamnă. O seară bună. O seară bună și dumneavoastră. Mulțumim pentru telefon.
Dacă o să se strice telefonul, sper să nu dea vina pe mine. Domnul Emil vrea să ne facă să ne auzăm puțin, așa, da. Îmi pare rău că n-am o cameră aici îndreptată spre ei. Betty, draga mea. Deci cam asta e mai tău cu temele pentru cântece, știi? Da, dacă tema ar fi pentru... să tot abordăm teme la ce ne cer domnii noștri telespectatori, ar însemna să, nu știu. Da, dar totuși e o temă comună. Dacă îți vine vreo altă idee, ceva mai puțin ieșit din comun. Da, eu știu ce spun. Toată lumea cânte cu băiatul, toată lumea cânte cu fata, cânte cu străinătatea, cânte cu ibovnica, cânte cu așa, nu știu. Altceva. Da, altceva. Îți trebuie să altceva. Să fie mai cu... Și dacă vreodată ai sclipirea, că pentru altceva îți trebuie o sclipire, da, sigur n-ai spune. Și tu faci piese și eu fac piese. Da, exact. Nu suntem... Suntem creatoare, da. Textieri, nu. Nu știu dacă aș putea să creez pentru cineva, la comandă, exact cum ai zis tu. Mai avem un telefon. Alo, bună seara! Ne bucurăm! Alo, bună seara! Bună seara! De la Modul de Deranje. Nu ne deranjați! Ne face plăcere. Aș vrea să vă și o dedicație pentru toți copiii mei. Da, vă ascultăm. Larisa Gabriela, Florentina, ginerilor mei, nepoților mei, colegilor mei de servici și dumneavoastră. Vă mulțumim! Mulțumim! La revedere! La revedere și dumneavoastră! Bună. Salutăm bună. Toți locuitorii de acolo, de la Mod, de la Mod, noi cântăm foarte mult, nu? Da, mai cântăm! mai cântăm și lumea se distrează foarte, foarte bine acolo. Le plac foarte mult horele și sârbele. Sârba, să fie pe sârba, picior. Sârba, pe picior. Apropo, ție ce-ți place să dansezi? Ce-mi place sârba sau dansez? Hora? Măi, hora. Hora, și mie tot hora. Cred că hora. E un pic mai elegantă. Hora, domnul hora. Producător Emil Badea, să ne mai luați nouă puțin din volum, vă rugăm frumos. Boierească, acum se cânta așa la noi la Gorj odată, nu? Îți place boierească? Aia îmi place cel mai mult. Dar dansul nu-ți place? Și dansul îmi place, dar, mișcat așa. Dar îmi pare rău că atunci când noi mergem la un eveniment, când încep cu o boierească foarte, cei mai mulți vin și îmi spun... Doamne, dar un pic mai repede mai, nu se da, poate. Mișcat. Deci, așa cum tineretul nu mai vrea să joace așa așezat. Cum, e vorba că nu mai ascultă. Da, da, da. De multe ai ori cântat o piesă de ascultare distracție. Două și cam atât. Să înceapă dansul, să înceapă banatul, să înceapă de toate. Sârba. Orice nu mai e să fie mișcat. Nu, ce să mai... Deci nu contează. Acum noi ne dăm după cum bate vântul. Ce-ți face Gicuța al tău? Domnul Gică. Gicuța... Sunt puțin supărată pe el, conduce foarte repede. A, știm asta, nu e problemă, dar e și un șofer. A venit ca vântul și a plecat tot la vântul, ai văzut, nu? Ești supărată pe el că el e vitezoman, e vitezomanul Gică. Da, dar, da. Măi, tu ții cu el că e săgetător, ca normal, și da, normal. Și vine ziua noastră în curând, dar până una alta, hai să mai spunem alo, bună seara unui telespectator care este în legătură directă cu noi. Bună seara! Noi, eu răcită, Betty și ea puțin. Puțin. Răcite. Da. Eu răcită, oh, aole, luați pastile. Vă da. Facem noi bine cu emisiunea din această seară, sigur vă trece. Asta am dat în telefon. Ne bucurăm. Pentru doamna prezentatoare acolo la acest direct. La Accent TV. Și ascult radio Accent foarte mult. Da. Dar pe radio nu am numărul de telefon. Păi ascultați mai des radio pentru că se anunță numărul destul de des. Totul este nu să... Eu. Nu l-ați prins dumneavoastră, dar cum alți ascultători îl prind, trebuie să-l prinde și dumneavoastră la un moment dat. E un post de radio foarte bun. Așa este. Să dea Dumnezeu să avem și noi în Gorj. Că n-am avut până acuța și nu avem pe nimeni în Gorj care să ne asculte supărările sau nu supărările. Muzicii. Da, dorințele dumneavoastră despre ce anume vreți să ascultați, probabil asta vă referiți. Muzica valină dorurile, da. Aveți dreptate dumneavoastră că dând acolo un telefon și cerând melodia preferată, ce se mai e? Vreau și o muzică care o știe domnișoara.
Doamna, spuneți dumneavoastră, spuneți dumneavoastră acolo dacă una dintre piesele mele vă plac sau dacă doriți... Totinează din gorjele noastre. Da? Da, noi vă mulțumim din suflet pentru intervenție și promit că Elisabeta Vasile o să vă dăruiască toate melodiile din această seară, dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne-au sunat și care ne urmăresc în această seară. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. La revedere! Deci, draga mea, ești foarte iubită. Hai să mai cântăm da, ceva până... Domnul vroia. Vezi, omul nu știe numărul și o să-l afle și o să ascultă foarte mult Radio Accent. Și mai am înțeles că îi place muzica gorjonească. Da. Deci. Lasă că tu ai piese foarte da, frumoase și de gorj. Da, seara asta am pregătit foarte multă muzică de pe albumul celălalt. Uneam și Hăulite și am zis să vin cu piesele cele mai noi de pe ultimul meu album, An de dragoste furată. Ultimul e propriu spus pentru că vreau să mai scot și alt album. Am fost un fan că am învățat toate piesele. Cum ziceai tu? Știu, Teodora a fost atât de drăguță încât după ce i-am dat albumul, zice, m-a sunat, fată, mămică, cum da, spui da. Tu mie, unde ai făcut albumul, cine ți-a făcut piesele? Deci a fost super încântată și normal că m-am bucurat că ea este un solist bun, are o voce bună și eu i-am prezis așa un viitor frumos și nu m-am înșelat. Să te audă Dumnezeu în continuare, nu m-am înșelat, ești tânără, frumoasă, talentată, așa că îți mulțumesc ai toată viața înainte. Aceleași cuvinte de laudă le-am și eu pentru tine. Mersi. Uite, mai avem un telefon și după aceea promit că ne apucăm de cântat. Betty o să se apuce de cântat. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunt Bianca de la Cojani. Te ascultăm, Bianca! Și aș vrea să fac și eu niște dedicate, dacă se poate. Sigur că se poate, dar tu câți ani ai? 17. Oh, ai o voce de copilaș. Da, ai o voce de copilaș. Chiar voiam să te întreb, ți-ai făcut temele? Te pregătești de nani? Da, a scris piesele care vrea să le ceară. Nu? Da. Te ascultăm, pentru Bianca. Pentru părinții mei, da. Surioarele mele și în mod special pentru verișoara mea care a venit din Grecia. O salutăm și pe verișoara ta. Și da, aș vrea și o melodie, dacă se poate, nu știu, ceva de iubire. Păi da, asta e tema mea preferată, da. Că e iubire împlinită, că e neîmplinită, că e satirică, e ceva da. Acolo... Iubirea de părinți, de copii, și de soți, să nu, de... dragostea este peste tot, în da. Toate felurile. Dragostea e în aer, păcat că bate vântul acum. Da, dragă noastră, o să fie. Bine, la revedere, Bianca, somn ușor să ai pentru mai târziu. E măricică, dar totuși e micuță, nu? Da, are voce de copil. Are voce de copil. Betty, hai să ne pregătim de cântat. Hai să cântăm pentru dragii noștri telespectatori. Pentru dumneavoastră în continuare, Elisabeta Vasile, după care vă așteptăm din nou să intrați în legătură directă cu noi. Mi-a dat viața tot ce-am vrut, n-aș mai vrea nimic mai mult. Am bărbat pe placul meu, joacă după cum cânt eu. Mi-a dat viața tot ce-am vrut, n-aș mai vrea nimic mai mult. Am bărbat pe placul meu, joacă după cum cânt eu. Am pus în vorbă nimic, lume dragă lume, pace după cum îi zic, lume draga mea. Dar nici eu nu lume
de ei sunt depărtată. I-am lăsat în casa lor fără niciun ajutor, fără niciun ajutor, mă. C-am plecat departe lume pentru o bucată de pâine, ca să duc și eu mai bine. Dar durerea mă apasă, mi-am lăsat părinții acasă, plângând cu inima arsă. Tata, mama, își șterg ochii cu năframa. Se gândesc ce-o fi cu mine, dacă prin străini e bine, că nu le-am mai dat de știre. Dar eu îi păstrez mereu, lângă sufletelul meu, în cântec. Greu am o speranță și am zâmbetul pe față. Iar cât tata au trăit, tot copii și eu voi fi, nimic nu îmi va lipsi, mă. Dar mă chinui în zadar, că la ei ajung prea rar și am suflet. Mamă și tată, să știți că a voastră fată e lumea mai bogată. Iată din nou piese foarte frumoase cântate și de Elisabeta Vasile, prietena mea. Să știi că prima melodie e una din preferatele mele, cu bărbatul, cu... Mi-a dat viața tot ce am vrut, ambele piese, să știi că mi-a aparțin text și melodie. Piesa a doua și am de părinți, ce să mai... pur și simplu când mama mea era un pic bolnavă și nu știu, am avut așa avut un moment, scripire, exact ce am zis mai înainte și a ieșit acest text, pentru că eu chiar așa am plecat de micuță de acasă, mi-am câștigat banul de la 13 ani. Da, de la 13 ani, așa la, de vreme. La, nu, 13 ani jumate, prima mea nuntă. Povestește-mi prima mea scenă, da? Prima mea scenă a fost acolo la mine, la Aninoasa, cu... vecinii mei erau o bandă de lăutari, cum era înainte? Bandă, da, da, bandă așa se numea, da, bandă, da. Bandă de lăutari, da, familia Mornea, din păcate dumnealor nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească acolo, că am învățat multe lucruri frumoase de la dumnealor. Sunt convinsă. Dar trăiesc copiii, nepoții, nu știu dacă, am înțeles că nu mai cântă, unii au mai plecat prin străinătate, așa cum vorbeam, da, mai devreme. Dar s-au îndreptat spre altceva. Fiind cu mami și cu tati la o nuntă acolo în sat, mami știa că eu cânt, vecinii știau că eu cânt și m-au pus pe un scăunel acolo și primul meu cântec a fost Doamna Mare nu poate ști. La 13 da. Ani? Da, la 13 ani jumate a fost la nunta asta. Da? După aceea au urmat alte evenimente împreună cu niște colegi, ei erau mai mari decât mine, cu 4 ani de la Turburea. Adi Revnic, Mircea, îi salut pentru că ce alături de ei, da, îi cunoaștem. Ne-am început eu așa ușor cariera acolo, la mine în sat, după care
am ajuns la oraș, am urmat și o școală populară de artă. Dacă avem telefon, continuăm după. Dacă s-a dus? După o scurtă pauză de publicitate, promit că o să continuăm aici discuția, pentru că e un subiect foarte interesant și din nou o să vă așteptăm să intrați și în legătură directă cu noi. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Jur să îndeplinesc acest legământ. Voi respecta descoperirile medicilor care au pășit înaintea mea. Jur să aplic toate măsurile necesare, evitând tratamentul exagerat. Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicament. Nu va fi rușine să spun nu știu. Nici nu voi ezita să închem colegii când abilitățile lor vor fi necesare pentru recuperarea pacienților. Sacră și curată îmi voi păstra artă și așa îmi voi conduce viața. Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Bugda Impex SRL. Bugda Impex SRL comercializează toată gama de instalații sanitare și electrice. La noi găsiți sisteme de încălzire, sobe de teracotă, radiatoare termice și electrice, mobilier de baie și bucătărie, precum și cabine de duș și oglinzi de baie. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Constantin Brâncuș, vis-a-vis de Parcul Central, zona 9 Mai, Piața Centrală sau la intrarea principală din autogara Târgu Jiu. Relații suplimentare la numărul de telefon 0353 807 321. Bugda Impec SRL. Calitate și garanția lucrului bine făcut. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcise numărul 35. Max, pentru casa ta! FC Raico SRL, distribuitor Husqvarna, dă startul promoțiilor de toamnă-iarnă la motoferestrae 236 și 550 XP, reducere 300 de lei. Husqvarna 562 XP, reducere 500 de lei. Cumpără un motoferestrău Husqvarna 440, 445, 450 sau 455 Raucher și primești cadou două lanțuri Oregon. La cumpărarea de motoferestrae primești cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon.
Vino în magazinele Husqvarna și vei descoperi mari reduceri și cadouri la produsele noastre. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoria, Novaci, piața centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Motru, calea Severinului, Turceni, platforma Termocentralei, Padeș, Apa Neagră. Relații la telefon 0253210736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Alege să fii văzut. Fă-te auzit. Devino cunoscut. Prinde oferta de publicitate Accent TV. Promovează-ți afacerea. Imaginea ta contează pentru noi. Vrei ca lumea să știe de tine? Noi avem soluția. Oferta de publicitate Accent TV. Eu nu cred, dragă, până nu văd. Nu crede până nu vezi. Construiești sau renovezi și nu-ți ajung banii pentru tot ce ți-ai propus? Cumpără de la Max în 24 de rate fără dobândă prin credit Euroline. Depozitele Max. Materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură, Narciselor 35, dar și în Bălești, Motru, Tismana și Apa Neagră. Max. Civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Suntem din nou în direct alături de dumneavoastră, dragi telespectatori, și alături de invitata mea, Elisabeta Vasile. Iată că înainte de publicitate am primit o groază de telefoane, să spun așa, unde ne-au sunat diferiți oameni care ne iubesc, până la urmă, te iubesc. Te iubesc, îți iubesc și emisiunea, vor să-și... Am apucat să pun punct la ce am spus. Păi discutam despre începuturile mele, cum am început eu. Nu, te-am întrebat acum dacă am apucat să spun, să pun punct, pentru că avem un nou telespectator care ne sună. Asta e bucurie mare pe capul nostru. Ne bucurăm, sincer. Alo, bună seara! Doamna Teodora, și bună seara, doamna Steffi Vasile. Vă mulțumesc din suflet că vă văd aici și da. V-am văzut și la Turcinești. Mă numesc Eugenia Gârdu de la Turcinești. A, vă salutăm, doamna Eugenia. Vă pupăm și vă iubim, toată familia Gârdu vă pupă și vă iubesc. Ați încins o horă acolo la Turcinești? Da, cum să nu, cu domnul Ion Drăgan. A fost frumos, da, a fost foarte frumos. Foarte frumos, dar am obosit de picioare, că avem și noi o vârstă, asta e. Ei, asta este, doamnă, când facem ceea ce ne place, ne obosim, nu? Vreau să fac și o dedicație. Vă ascultăm. În primul rând pentru doamna Maria Loga, că azi împlinește o frumoasă vârstă. Da, la mulți ani și din partea la mulți ani. Da, și eu am lucrat cu soacra dumnea ei și ne cunoaște foarte bine. Și pentru nora mea, Gârdu Cornelia Violeta, care împlinește astăzi 44 de ani. Îi la mulți ani. Tot binele. Tot binele din lume și multă sănătate, să fie sănătoasă, să poată să-și crească copii. Și dumneavoastră, la fel, vă doresc multă sănătate din tot sufletul meu și vreau să vă cunosc în persoană. N-am avut ocazia când ați venit la Turcinești, dar cu domnul Gigi m-am pe bune. Vor mai fi ocazii, doamnă, cum să nu sănătos, să fim, că ne vom vedea cu vedea, siguranță. Da. Vă pupăm și vă iubim și vă dorim multă sănătate. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim, asemenea vă dorim și noi. La revedere!
Iată că oamenii își doresc să ne întâlnească și nu, ce, tu nu te personal. Întâlnești, că m-am întâlnit și măi, la piață peste tot. Așa. Tu nu faci piața niciodată? Nu, nu fac. Sincer. La tine soțul e cel care se ocupă mai mult, nu? Păi da, dar lista eu o fac. Păi da, e bine. Asta e bine. Eu mai duc și la piață, știi? Gigi duce doar gunoiul și ăla cu mașina. Dacă l-am făcut cred. De râs. Deci duce gunoiul cu mașina? Da. Deci e în drum sau e departe? Nu, e aproape, că e mistă lângă noi, știe mai bine. E la un bloc. Avem un cont de spectator care ne-a sunat. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc am 10 ani, sunt din Târgu. Da. Vreau să fac o dedicație pentru părinții mei, bunicii, verișoarele mele, și sora mea din Irlanda. Și pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos! O seară bună ți urăm și mulțumim frumos de intervenție. Da. Deci Gica tot duce gunoiul cu mașina. Da, măi, da, așa este el. Foarte, foarte comun. Hai să salutăm și noi toți fanii de pe Facebook. De pe Facebook îi salutăm, suntem în direct. Suntem doamna Titorița Teopopa, domnul Cărăuleanu de la Băilești, am prietenii și ai mei și ai tăi. Ei sunt, iubesc toți interpreții de muzică populară. Este. Pe doamna Marci Butică din Spania, pe Vasile Daicu din Spania, pe, mai spune și tu. Nu știu, că nu, eu nu... Adevărul că nu prea stau să socializez așa în mod... Nu socializez, nu vorbesc cu dumnealor, dar când îmi comentează și îmi dau, eu le mai mulțumesc din când în când, nu tot timpul, pentru că nu am timp, dar le mulțumesc pentru că așa se când cade. Când postez ceva pe Facebook, ies și mai stau câteva ore și după aceea intru, nu prea am timp, că cu așa copii, cu mai multe, cu da, am multe preocupări. Nu avem, tot timpul, de atunci când din puținul ăla trebuie să stăm de vorbă cu fanii noștri și cu drăguța prietenii mea noștri. Mai avea un telespectator care ne-a sunat. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara din nou, domnule drag! Domnul Mihail, bună seara! Da, da, da. Vreau să îmi cer scuze, în primul rând. N-am vrut să le speriați. Da. Am fost o perioadă plecat în Franța, într-o unitate specială, militară. Am înțeles. Acolo viața m-a învățat să fiu mai dur, mai... Nu m-a păcat de ce am pățit acolo și misiuni, că n-am voie să spun. Îl rog pe doamna Elisabeta, am o rugăminte la dânsa. Spuneți. Dacă o schimb o melodie cu arma ta, ce mă din păcate... Nu am în repertoriu ceva cu tema cu armata, cu nu am, îmi pare rău. Dar sper să vă placă până la finalul emisiunii o melodie da, din ceea ce o să vă cânt eu. Da. Să am revenit de o lună în țară. Da, ne pare rău dacă acolo ați dus o altfel de viață, dar noi sperăm ca în această seară să vă încântăm cu emisiunea și cu cântecul meu. Da. Da. Și domnul Mihail, sper din suflet că nu v-ați supărat pe noi pentru că am amintit după aceea că ne-am speriat de... Nu. Majoritatea s-a întâmplat așa, cu majoritatea s-a întâmplat, da. Sunam și vorbeam. Rămână. Seară frumoasă. O seară frumoasă. La revedere. Să știi că domnul Mihail mi-a adus aminte de domnul Bebe Cetean, care mi-a fost diriginte. Da, salutăm pe domnul Bebe și pe Bebe care Cetean. Îl și salutăm, da, așa este. Un l-am văzut o plimba pe Sasha înainte să vin eu la televiziune. Îl salutăm și de asemenea vreau să salut și eu pe sora mea, pe Consuelo, pentru că se uită din Italia la noi. Nu pe live, pe internet. Așa, și să-mi salut și eu finii mei care mi-au scris adineauri că se uită tot pe internet, pe live, ei se uită pe live la noi, pe Slavic și Victoria Ștefăneț, îi pup. Cu drag îi salutăm pe toți și pe cei de pe Facebook și toți care ne urmăresc prietenii. La ora asta. Și iată că avem un telefon, Betty, te rog să spui alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Doresc din suflet o dedicație pentru toți trei băieții mei, dar în special pentru băiatul meu cel mare, pentru că mâine are nuntă.
casă de piatră. Casă de piatră. Mulțumim mult, îl cheamă Pârvu Marius Dănuț. Să fie fericiți copiii dumneavoastră și să aveți o nuntă frumoasă, așa cum vă doriți noastră. Mulțumim mult de tot și o melodie, ceva despre băieții lui mama, la alegere, care doriți dumneavoastră. Găsim noi până la final acolo, sperăm să vă placă. Mulțumim de telefon. Vă salutăm și noi. Vă cunosc personal. Să rămâna, mulțumim. Da, din capul, vă pup. Să fie piesele care o să urmeze pentru toți cei care mâine își unesc destinele în fața lui Dumnezeu. Așa este. Betty, eu zic să ne pregătim de cântat, că dacă mai luăm un telefon, hai să două cântăm, sau... Hai să cântăm, nu începem bine să vorbim venim. Și... De asta am venit, nu? Da, nu începem bine să discutăm un anumit subiect, pentru că sună un telespectator bine, ne și face plăcere, dar în continuare o ascultăm și o vizionăm pe Elisabeta Vasile.
e așa și rec. Mi-a furat inima toată și s-a nemăritată. Stau bine și mă gândesc, lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Lume, dragă lume, iubesc puiul și bărbatul. Lume, draga mea. Mă desmiar de bărbățelul și mi-a lina sufletelul. Eu tot la pui mă gândesc, că-l iubesc și mi-l doresc. Bărbatul e bun săracu, e bovnicul, e dat dracu. Ițele le-am încurcat, spune-mi lume ce să fac. Stau bine și mă gândesc, lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Ca să nu-mi fie necas, că-am picat în mâna lui, mâna-i bovnicului. Mă topesc după picioare, ca ceara la lumânare. Lume și mor de rușine, ca bărbat și o duc bine. Stau bine și mă gândesc, lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Lume, dragă lume, iubesc puiul și bărbatul. Lume, draga mea. Iată, am revenit alături de dumneavoastră, dragi telespectatori. Încă două melodii foarte frumoase cântate de Elisabeta Vasile. Melodii pe placul meu și pe placul dumneavoastră. Mai melodiile sunt satirice și aș vrea pentru piesa cu Mă simt norocoasă să-i mulțumesc Mariuței Burlan. Burlan și Am de dragoste furată, sunt două piese pe sufletul meu. Am zis să și Adi Mihu mi-a făcut câteva texte și lui mulțumesc. Ți-am zis că nu se poate să faci un album singur. Nu? Clar, vreau să-i mulțumesc și Lucinăr Bărănescu pentru orchestrație și tuturor colegilor și de la Doina Gorjului și de la Doina Argeșului, care și-au adus acolo un aport ca și instrumentiști. Și, bineînțeles, tuturor care au fost alături de mine. Și mai avem telefon, am înțeles. Da. Și o să spunem, alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Din Banat sunt, din Caraș-Severin, Dănuț Hârdu mă numesc. Bună seara! Bună seara! Ce să primim un telefon de la Banat! Da, vreau să dedic emisiunea din seara aceasta întregii echipe Accent TV. Vă mulțumim din suflet! Invitate dumneavoastră și tovarășei prezentatoare, cu care am avut ocazia să mă întâlnesc la filmări când am fost la Steaua Munților cu mama Domnica Tro. Da, dar haide să nu să nu dăm denumirea unde ne-am întâlnit. Știu că ați fost acolo. Da, mă scuzați. Da. Aș vrea să dedic emisiunea din seara aceasta, melodiile din seara aceasta unor doamne profesoare, Maria Corlan Mischie, da, doamna Elena Popescu Lăzăroiu, da, doamne Angelica Mirea, da, domnului Dorin Brozbă, da, și colegului meu Doru Fulgușin, tot de acolo din zonă, tuturor celor care mă cunosc de acolo, dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumim. Și dacă am omis pe careva, îmi cer scuze. O seară bună, emisiuni cât mai plăcute vă doresc și un rating cât mai mult. Doamne ajută, vă mulțumim. Mulțumim frumos pentru intervenție. Iată, vorbeam despre albumul tău. Da, vorbeam despre albumul meu și cu această ocazie vreau să-i spun și doamnei Uței Bărănescu la mulți ani, pentru că a fost ziua dumneiei ei.
ieri, pardon, vreau să mai spun la mulți ani, anticipat lui Nenu Bițână, lui ziua lui, nașului meu, Cioancă Cornel, care se află acolo la Timișoara, dar ne urmărește, și tatălui meu, pe 20 va fi ziua lui, tatăl meu bun și cu minte, îl iubesc mult, îi mulțumesc pentru că mi-a dat viață și a fost sufletul meu, sprijinul meu, el și mama este a fost, sufletul a tău fost și este în continuare, adică Dumnezeu să-i țină sănătos și Doamne ajută. Să mă pot bucura și ai voștri să vă trăiască la fel. Mai avem telefon? Nu mai avem telefon. Am devenit puțin, pentru că atunci când vorbim de părinți, de părinți, da, devenim nostalgici. Nu știu, devenim nostalgici. Așa este, ne amintim, uite, de începuturi, de copilărie, care a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții. Că și tot a venit vorba despre părinți. Să știi că astăzi, de Sfânta Paraschiva, părinții mei ar fi împlinit 26 de ani de la cununia religioasă, dar, din păcate, wow, nu deci pot să sărbătoresc și nici nu știu dacă ar trebui să dau și de pomană. Tu ai pentru trecut prin momente grele, e groaznic să-ți pierzi, dar părintele, și mai groaznic să se întâmple apogeul durerii, adică cam un părinte să-și piardă copilul. Doamne ferește de așa ceva. Așa, dar noi am venit aici să ne veselim. Să ne veselim și vreau să-ți spun o întrebare. Spune, Leti, tu ai pus murături. Eu am pus murături la mami la țară, cu sora mea. Dar pus mami cu sora, ăsta, cu Ionica. Sincer, anul ăsta nu am pus. Deci noi în fiecare an, eu cu sora mea mergem la mami la țară și facem vinete, nu? Murături. Dar anul ăsta chiar nu am avut timp. Sora le-a făcut aici la apartament. Așa. Știi că sunt mai gustoase acolo să faci, da, focul, să le faci pe... Nu, nu. Incomparabil, facem chiar. Pe aragaz, și mine, la noi, facem fum în apartament. Fum, nu, da. Nu, 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 nu. De asta aș dorește... Bine, ăsta e și un motiv, că putem să le facem și acolo, dar ies mai bune la țară. Nu, ies mai bune acolo, la țară, să stai ce mai făcut o zi, ceva? Două, să-ți încarci bateriile. Ce-am mai făcut? De ce eu la țară, la mami, dacă stă la 40 de kilometri, te uite, îți vine des să crezi că merg cam răruț. Cam răruț, pentru păi că, cred că ai... asta este, și televiziune, și cu cântecul, și evenimente, da, în iarnă merge mai des, dar vara, chiar și concediu, să știi că am avut foarte puțin, m-am bucurat doar de 5 zile de concediu. Vreau să spun că eu n-am făcut nimic, astăzi am mai primit niște borcane de la Cameli Argin, pe care o pup, Cami, camelușa mea, te Cami, pup. Cami, o gospodină desăvârșită, de Cami, te pupăm. Și vreau să spun că trebuie să încerc acasă neapărat un gem. Poate bărbatul meu se uită la mine cu Ionuț, un prieten foarte bun de al nostru. Dai și mie rețeta, știi? Este contabilă la școala populară. Gem. Mi-a adus un gem de ardei iute. Asta nu știu, că nu l-am probat, dar nu, știam de duminică facem grătite. Știam de dulceață, de trandafir, de altceva. De ardei iute. Ardei iute, n-am mai auzit. Mănânci picant? Nu, pentru că nu stă foarte bine cu stomacul. Hai să luăm un telefon, că e Oli acolo, cameramanul nostru, care ne face, ne face semne. A, nu, avem telefon. Îl dorm mâinile. Alo, bună așa seara. Așa face, dragilor. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt Georgel Caravaleanu, e la voi, de? Da. Wow, domnule Georgel, bucurăm tare mult pentru dar intervenția dumneavoastră la mulți ani. N-am avut ocazia la mulți ani. Emisiunea făcută. Mulțumim. Mulțumim. Aș dori și eu o melodie cu doamna Elisabeta, sau un doamne este viața, dacă se poate. O să fie, domnule George, da, pentru dumneavoastră. Pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru domnul Gigi Vasile, prietenul meu. Mulțumim. Da. Și pentru nepoțelul dumneavoastră, nou născut, să vă trăiască. Mulțumesc mult de tot. Pentru toate doamnele și domnii care se uită la acest TV. La accent, accent TV, da? Accent TV, da? Da. Să fie, da, pentru toți și pentru prietenii noștri de pe Facebook, domnule Georgel, da? Emisiune frumoasă în continuare. Mulțumim pentru Doamne telefon. Ajută. Vă mulțumim. Iată un prieten de-al tău de pe Facebook, un prieten, nu? De-al nostru, scuze, cu care noi ne-am întâlnit la un eveniment fericit din viața dumnealui, la nunta copiilor, și am rămas foarte bun prieten. Foarte ne-am mai întâlnit și la altele și uite așa se leagă prietenii. Tu știi mai bine că ești în domeniu, așa ești este. În domeniu. Și o să vorbim și despre asta după o scurtă pauză de publicitate. Revenim alături de dumneavoastră. Muzica.
EMI Events Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. EMI Events Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. EMI Events Music. Jur să îndeplinesc acest legământ. Voi respecta descoperirile medicilor care au pășit înaintea mea. Jur să aplic toate măsurile necesare, evitând tratamentul exagerat. Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicament. Nu-mi va fi rușine să spun nu știu. Nici nu voi ezita să închem colegii când abilitățile lor vor fi necesare pentru recuperarea pacienților. Sacră și curată îmi voi păstra artă și așa îmi voi conduce viața. Ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. Bugda Impex SRL. Bugda Impex SRL comercializează toată gama de instalații sanitare și electrice. La noi găsiți sisteme de încălzire, sobe de teracotă, radiatoare termice și electrice, mobilier de baie și bucătărie, precum și cabine de duș și oglinzi de baie. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Constantin Brâncuș, vis-a-vis de Parcul Central, zona 9 Mai, Piața Centrală sau la intrarea principală din autogara Târgu Jiu. Relații suplimentare la numărul de telefon 0353 807 321. Bugda Impex SRL. Calitate și garanția lucrului bine făcut. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului, numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe de grâu, triticale și orz import Germania, marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din moto unelte și moto fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la moto unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Motru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, Piața Centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253-210736. E al naibii de greu să fim cei mai buni.
Alege să fii văzut. Fă-te auzit. Devino cunoscut. Prinde oferta de publicitate Accent TV. Promovează-ți afacerea. Imaginea ta contează pentru noi. Vrei ca lumea să știe de tine? Noi avem soluția. Oferta de publicitate Accent TV. Eu nu cred, dragă, până nu văd. Nu crede până nu vezi. Construiești sau renovezi și nu-ți ajung banii pentru tot ce ți-ai propus? Cumpără de la Max în 24 de rate fără dobândă prin credit Euroline. Depozitele Max, materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură, Narciselor 35, dar și în Bălești, Motru, Tismana și Apa Neagră. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Dragi telespectatori, suntem în direct din nou alături de dumneavoastră și alături de invitata mea, de Elisabeta Vasile, și noi, înainte de a intra în direct, să știți că vorbeam despre Revelionul Artiștilor, care este pe ce dată? 13 ianuarie. Am anunțat de anul trecut, pentru că noi la fiecare ediție anunțăm anul viitor va fi pe data de după Sfânt Ion, vrem să-l facem. Bineînțeles, tot acolo unde se organizează în fiecare an, împreună cu soțul meu și cu Niculina Stoican, și cu Aurel Colceag. Împreună și cu Aurel, da? Sperăm să fiți cât mai mulți, pentru că artiștii, colegii noștri, își aduc și familia și nașii și prietenii, nu este. Toată lumea să se distreze pe lângă noi. Deci e o muncă titanică. Deci o muncă titanică și trebuie să ai... nu știu, este, dar vii de fier așa, pentru că într-un an m-am ocupat și eu și Alina alături de voi. Da, și cum ți-a fost? Ai zis că foarte nu ai greu. Face așa ceva niciodată. Te-am ajutat atunci, am fost și noi și am zis că nu mai vreau babies, mulțumesc. Iar Teo ne-a propus nouă la botezul celui mic sau celui când mare? Am organizat botezul celui mic? Mamica, da, vreau să te ocupi de organizarea botezului cu împreună cu Gică. Am venit acasă? Da, și dacă au rol de, cum îi spunem lui Gică? Cum natul de mână? Trebuie să și placă să faci asta. Da. Și să știi că și eu dau telefoane, dar cel care este cu cel mai mult muncește Gică. Da, e un organizator. El este cu Facebook-ul, el socializează foarte mult. Mi se pare foarte dificil. Deci, nu știu, e... Nu, ce să mai... Asta e greu. Așa că nu uitați de Revelionul Artiștilor pe 13 ianuarie. Vă așteptăm cu toții să ne petrecem acolo. Mai multe detalii pe Facebook. Normal. Și avem un telespectator care ne-a sunat. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Gheorghe Ugrea, sunt de la Balcești. Da. Bună seara! Și ador și eu toate cântecele din această seară, cântate de doamna Elisabeta Vasile. Cu drag! Să fie pentru copiii mei, fata mea care sâmbătă a trecută și a unit destinele. Casă de piatră. Mulțumesc. Mihaela Florentina Voiculescu și tinerele meu Iulian Voiculescu. Să fie fericit, să vă bucure de nepoți. Și pentru toți radio, deci care ascultă, care se uită la... La Accent TV și ascultă Radio Accent, am înțeles. Și ascultă Radio Accent. Așa. Eu sunt un fidel ascultător al postului de Radio Accent. Foarte frumos din partea dumneavoastră și foarte bine faceți, să știți.
Cu asta m-am împăt. Ce faceți? Cu asta m-am împăt. Cu radio populară. Cu radio Accent vă împătați. Aoleu, da. S-a făcut vinul, înseamnă că s-a făcut vinul. Decât să stau în cărciu, mai bine stau și ascult muzica. Păi dacă, dar unde stați dumneavoastră? Unde stați? La Bălcești. La Bălcești, sunt stat cu Angie Mutu, dacă o știți. Da, o salutăm și pe Angie, Angelica Mutu, o voce frumoasă, da. Da, cântă foarte frumos, o cunoaștem. De s-a făcut vinul acum, s-a făcut sau vinul, aveți mustul, deja s-a făcut radio vinul. Accent și tot ce vă trebuie. Băutura alcoolică nu folosesc. Am înțeles, vă cinstiți cu muzica populară. Da, cu muzica, cu muzica mă scol. E balsam pentru sufletul nostru. Puțină publicitate. Păi trebuie să avem și publicitate. Fără asta nu se poate. Ne-am desfărat de talan cu soia și conserve de pește pe tipul lui Ceaușescu. Bine a zis. Acum avem publicitate. Da, domnule, de salamul avea alt gust atunci. Din publicitate trăiește televiziunea, să știți. Da, da, măcar dacă odată la 10 vine bine de publicitate. Da, păi așa este cu... Dar doresc și interpreții autohtone aici ai noștri. Vă spun sincer, dacă nu cântă Petrica Nuțu, Stoian, Nicolina, Stoican și Constantin Enceanu, continuă. Dar sunt destui interpreți care are ori. Păi dumneavoastră sunați și cereți interpretul dorit și nu e nicio problemă. Eu cred că vi-l difuzează. Degeaba, da. Dar continuu. Dacă din 24, din 18 ore, câte muzică populară de la ora 6 până la orele 11 sau 24, cât este sâmbătă și duminica. Da, vă mulțumim din suflet că ați menționat acest lucru și promitem că o să ne ocupăm. Cum să nu? Aude acolo cine trebuie și remediază situația. O să fie auzită situația asta. Vă mulțumim mult pentru intervenție. O seară bună! Mulțumim. Deci oamenii domnul se bată cu muzica populară, așa a spus, nu? Da. Asta este, muzica e și la bine și la rău, știi? Da. E balsam pentru sufletul, pentru suflet, așa sufletul e. Omului. Nu cred că e cineva Betty, din lumea putea, asta. Uite, am o curiozitate, știi? Ai putea să înțelegi oare ce... Eu desenez floricele aici, să știți. Nu, domnilor, ca desenașă o inimioară. Ce tot are cu inimioară? Inimioară, două inimi care bat, te pregătești pentru mâine. Ce vrei să faci acolo? Sau vrei să le arăți la copilașii tăi? Uite, am să dăruiesc o floare și tu. Mi-am pus busuioc în păr, măi, și dau o lică, măi. Gata, suntem răcite. Eu sunt mai rău, sper să nu te virusez. Nu, pentru foarte că am de cântat tare. În seara asta. Să nu uitați că vă aștept la joc și voie bună. Acolo, știți dumneavoastră. Detalii în privat, de spital, nu acolo. Pe Facebook. Da. Betty, ai putea să înțelegi un om obișnuit. Obișnuit, poate e prea mult spus obișnuit. Nu, dar obișnuit. Un om care nu cântă, nu știu, nu știu ce înțelege și cum înțelege muzica. Că despre asta e vorba. Adică nu poți să judec ca un om care doar e iubitor, un necunoscător. Un asta vrei să spui. Omul doar îi place ce vede și ce aude, da? Dar nu înseamnă că tot ce aude dumnealui este și de calitate, nu? Da. Nu? Sunt, apropo de aici, de toți soliștii care ies pe bandă rulantă, da? Și nu vreau să fiu răutăcioasă. Nu ești, crede-mă. Da, este un subiect aici, discutăm ca între prieteni. Ne aude și prietenul nostru Emil Badea, e producătorul nostru. Care este și producător, da? Să-ți meargă bine, Doamne șeful, ajută, șeful, există șeful. Loc pentru toată lumea. Am zis și pentru soliștii buni și pentru oia mai puțin buni și pentru ăștia mici. Nu-i păcat că poate au terminat contabilitate și vor să cânte. Măi, hai să spun. Părinții uneori sunt de vină pentru că îi îndrumă pe tineri. De ce? Că a auzit că din asta se trăiește bine. Decent. Evenimente sunt, slavă Domnului, nu se vor face tot timpul, nu? Hai că spectacole, mă rog, nu toată lumea asta e acolo. Virus. Da. Și îl îndrumă pe copil, bagă în el, așa cu ies și mai ușor să te afirm, nu? Există un post de radio aici la noi, nu? Slavă Domnului, care este extraordinar. Un tânăr se duce și în prima o piesă, face un text bun, dacă a cântat pe radio și a fost cerut de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ori, deja
vrea să cânte cu ora la nuntă. Poate chiar cu minutul. Poate, da, asta am vrut să spun, poate chiar cu minutul. Greșit. Greșit, da, și părintele, părinții, dacă zice, va, în cea mai mare parte părinții, pentru că din dorința de a-i face bine, de fapt îi face, rău. Îi face rău, așa este. Pentru că ce cu muzica și cu talentul, cu harul ăsta, te naști. Vezi că tu iar ajungi la vorbele mele, erai o mamă bună. Când șlefuiești pe parcurs, aia, da, talentul clar. Ăsta mergi la o muzică, talentul pardon, la o școală de specialitate, nu? Că și tu ești, să mă ești în domeniu, știu că lucrai, da? Soțul tău lucrează acolo, nu? Sunt și eu am și terminat școală de specialitate. Eu am făcut o facultate de muzică și pedagogie, dar am făcut-o pentru mine. Dar ai făcut-o pentru că trebuia la un moment dat. Îmi trebuia, și, dar am zis că niciodată nu aș fi în stare să predau. Adică nu știu dacă aș fi un cadru didactic, un pedagog bun. Nu știu, chiar nu am încercat. Păi eu și mai bine, fi, dar și mai bine am primit o provocare cu televiziunea de, da. Și fac și eu ce faci și tu. Îți place. Și îmi place și mai te mult. Te reprezintă. Sincer, e, se leagă cu folclorul, da, este exact, altceva. Se leagă. Nu avem loc și televiziuni peste tot și interpreți peste tot. Avem din nou un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, doamnelor! Bună seara! Bună seara! Cu dumneavoastră, cu Artem de Vest sau de Mormă? Da. Cu Teodora Pană și Elisabeta Vasile sunteți noi în direct suntem. La Accent TV. Da, dai. Dumneavoastră sunteți, da. Da, 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 noi suntem și vă facem și cu mâna în fața camerelor, doamna, să știți. Doamna vostrică, vreau și eu niște cântece. Da? Din partea dumneavoastră, care credeți dumneavoastră? Vă facem, domnule, de unde ne sunați? Din Abonez. Vodislav Constantin din la o să trească domnul Constantin Vodislav de la Bălești. Salutăm pe toți băleștenii noștri, dragi. Da, pe Dragan, lângă mine. Și pe colegul meu și prietenul meu, pe Mădălin Barangă. Și pe Mădălin Barangă. Îl salutăm și pe... Da, e Ovidiu. Și aș vrea și eu... Îi vreau să de cum mă cheamă. Cum să nu, de aici, de domnul lângă Târgu Jiu. Domnul Vodislav, cum să nu știm de aici, de la Bălești? Constantine, da, Constantine! Nu? Asta e, nu? Da, cum? Deci v-am lovit, domnul Costică. Gata, primul vers l-am cântat. Continuăm după. Dar dumneavoastră ești cumva născută, crescută în Senet? Nu, eu sunt, vin de la Ninoasa, de acolo sunt rădăcinile mele. Da? Da. Ei, am mai avut pe unul Vasileu un paznic la stil la combinat. Da, știți dumneavoastră, Vasileu mă chema când eram domnișoară și după aceea m-am căsătorit și am scurtat puțin din nume și mă cheamă Vasile, da, da. Păi, bine, doamne, eu mă... Da, domnul Constantin, ne-a făcut plăcere, mulțumim pentru telefon și ce să mai... Jucați o horă în fața televizorului. La dușmanii dușmanilor mei că... Hai să trăiască dușmanii. Să ne numere ani și banii. Să trăiască, să vadă cum evoluăm, domnul Vodislav. Eu le-am bine, dar ei mi-au rău mie, da? Nu-i nimic, că las că Dumnezeu e mare, vede. Da, da, domnule, stați liniștit. Da. Nu e nicio problemă. O seară problemă. Frumoasă, domnul Vodislav, mulțumim frumos că ne-ați sunat. Numai bine, sănătate. Doamne ajută, sănătate și dacă îmi dai voie, Teo, dacă tot a adus domnul Costică, a spus că e de la Bălești, vreau să mai salut și eu niște prieteni dragi, pe Anca Horcea, pe soția ei, pe Dani și familia lor și fetița lor, pe Anisia, pe prietena mea, Alina Sampira și familia ei și mai am o prietenă dragă, Popescu, a fost ziua soțului Dan, la mulți ani, Dane, să trăiești pentru familia ta frumoasă. Betty, hai să ne pregătim de cântat, că iar mai vine vreun telefon. Mai facem un episod, 2, 3, 4, 5. Trebuie. Gata. Facem pe sezoane, dacă este necesar. Dragii mei, în continuare pentru dumneavoastră, Elisabeta Vasile. Mai când tu m-ai chemat
Foarte frumoase cântate de prietena și colega mea Elisabeta Vasile și iată că nici nu s-a așezat bine pe scaun și deja avem un telespectator care ne-a sunat și spune: alo, bună seara! Nu mai e! Cred că s-a pus pe joc. Nicio problemă, avem și noi timp să discutăm câteva minute. 3 minute mai avem, dragi telespectatori, nici n-a apucat să cânte cum trebuie. Da, o piese
care mie, eu știu, îmi plac, normal că și sunt piesele mele, le cânt cu drag și textele îi aparțin lui Adi Mihu. Da, Sălcioară, Sălcioară, îi aparțin lui Adi Mihu. Textul, începutul meu și el l-a finalizat și la celălalt la fel, iar liniile melodice mie. Iată că avem din nou un telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, bună seara! Mă numesc Elena și sunt din Modru. Bună seara! Bună seara! Felicit și eu pe doamna Elisabeta Vasile. Mulțumesc frumos! Vă ascult cu mult drag și v-am îndrăzit toate cântecele. Doresc să vă felicit pentru melodiile dumneavoastră. Să vă doresc mult succes în carieră. Doamne ajută să fie! O seară frumoasă și un weekend minunat. Și toate melodiile să fie pentru mama mea, pentru familia mea, pentru copiii mei și pentru familiile lor. Și pentru dumneavoastră și întreaga regie. Vă mulțumim frumos! Cu drag, seară frumoasă în continuare, doamnă! Mulțumesc frumos! La revedere! La revedere! Mulțumim și noi pentru intervenție și trebuie să salut pe prietena mea, pe Elena Popovici. Eu speram să-i spun cum îi spun pe Facebook, pe Irina, soția lui Costi Popovici. O salut și pe Irina, păi cum? Irina, Costi Popovici e consetean. Da, așa este. Hey. Groșerea pe acolo. Aninosa, Turburea, știi? Cine e consetean? Că stai că ne spune Emil aici ceva. Nina? Irina? Irina mea, că de Irina mea e vorba. Irina. Ești consetean ca și cu tine, nu? Sau cum? Ești cu tine și cu tine. Hai, de acum am cântat eu pe acolo, pe la Turbrea, pe la Groșerea, nunțile alea de 3 zile. Fata, să nu te mai super pe Costi că a stat aseară pe la noi până la 4 și ceva de dimineață. Chiar dacă deci să nu te super deloc, Irina, ai înțeles? Astăzi seara a zis că până la 6 de dimineață. Că-ți cântăm toate piesele ceasă. A, și la mulți ani și Case de Piatră pentru fratele colegului meu de trupă, lui Dani Cotan. Dragii, la mulți ani. Da, dragii mei, trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Promitem o altă emisiune, promitem cu continuare. Cu drag, de-abia am obișnuit, mie îmi place 2-3 săptămâni. N-am mai fost de mult la o emisiune, că am avut timp. Dar acum. Gata, se termină pe evenimentul. Da, și o reluăm. Emisiunea noastră o puteți urmări în reluare luni de la orele 20:15 minute. Mulțumim echipei noastre Accent TV și producătorului nostru Emil Bade. Eu sunt Teodora Pană. Vă urez o seară frumoasă, weekend plăcut și în continuare pentru dumneavoastră cântă Elisabeta Vasile.